Hello, hello, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vorbim din nou despre filozofie. După ce am vorbit până acum despre Platon, despre Nice sau Kant, ei bine, astăzi a venit rândul lui Sigmund Freud. Acesta este cel de-al patrulea episod de pe canalul meu de YouTube. Profit de această ocazie și vă spun să apăsați butonul de like și subscribe dacă n-ați făcut-o încă, dar să apăsați și clopoțelul ca să primiți notificări ori de câte ori postez ceva nou. Așadar, acesta este cel de-al patrulea episod din această serie publicată pe canalul meu de YouTube. Nu este cel de-al patrulea volum adică nu este în această ordine, dacă primele trei chiar așa au fost publicate, e bine, acesta este cel de-al optulea volum din seria Descoperă filozofia, dar pe acesta l-am găsit astăzi, mă interesa în mod direct și atunci am zis că până la urmă ordinea mi-o fac eu. <laughs> Dintre cele pe care le-am găsit la raft, pentru că online am văzut că se dau foarte, foarte repede sau nu neapărat foarte repede cât am observat că nu sunt în stoc și nu le puteți comanda online, așa că vă recomand să bântuiți așa prin tot felul de nu știu, magazine de genul ăsta unde găsiți ziare, reviste, gen in medio sau poate chiar și kioscuri de ziare. Ați observat că nu prea mai sunt kioscuri de ziare? Nu prea mai sunt pe la orice colț de stradă, așa. N-am mai văzut oameni, bine, exceptând pandemia, dar nu am mai văzut oameni care vând ziare la semafoare. Probabil că nici nu a mai ieșit la ora aceea de dimineață, așa cum ar trebui să-ți cumperi ziarul sau nu știu. Da, probabil că ăsta ar fi un motiv, dar puteți să-mi lăsați în comentarii dacă voi mai știți Oameni care vând ziara, ziare dimineața la uh, prin intersecții, așa cum se întâmpla, nu știu, odată, cândva îmi aduc aminte de... În fine, așadar căutați-le prin astfel de magazine pentru că s-ar putea să aveți mai multe șanse să le găsiți acolo. Cert este că eu m-am uitat și mă uit în general să văd cam ce apare, iar din cele disponibile în magazinul pe care l-am dibuit eu astăzi a fost Freud. Au mai fost și altele, dar despre celelalte vom discuta într-un episod separat, așa cum am făcut și cu celelalte trei prime trei volume. Dar gata cu vorbăria, aceasta a fost introducerea. <laughs> și să trecem și la prezentarea volumului despre Sigmund Freud, așa cum am făcut-o și dățile trecute. Va fi o trecere în revistă, nu am răsfăit-o până acum, nu știu cum. Bine, am o idee cum arată în interior, bineînțeles, pentru că toate sunt construite după cu, scrise cu același font, au acele zone gri, zone gri în sensul bun, nu neapărat zone peste care să săriți. Sunt un fel de, așa, și cu, și cu fotografii, bineînțeles, dar le vom lua pe rând. Bun, deschidem, bineînțeles, Freud sau dacă va fi să o luăm fix de pe copertă, ca să începem și noi cu începutul, bineînțeles. Acest volum despre Freud se numește Călătorie în adâncurile eului. Avem și o descriere, o scurtă descriere pe spate, dar până să ajungem la scurta descriere de pe spate, cred că v-am amețit, dar Na, cumva când în mod natural, în momentul în care pipă o carte și te uiți și este prima dată când, când o vezi, automat o iei și o întoși pe toate părțile. Ei bine, <laughs> cum spuneam, această, acest desen este ilustrat Freud cu acea barbă a lui, cu un nas proeminent, cu o privire pătrunzătoare, cu un trabuc, o țigară în mână, și îmbrăcat foarte, foarte bine, ceva, o vestuță acolo, o pantofi, costum, cămașă albă. Da, deci cam așa l-au văzut autorii, cum vă atrageam atenția, cumva și celelalte coperte arată foarte, foarte bine. Călătorie în adâncurile eului, iar pe spate scrie așa, Sigmund Freud, 1856-1939, considerat alături de Nietzsche și de Marx, unul dintre maestrii suspiciunii, nu a ezitat să aducă în discuție chestiuni filozofice care nu mai fusese formulate până atunci, cum ar fi ce înseamnă visele noastre? Suntem într-adevăr ființe raționale care au reușit să-și controleze instinctele? Ce preț trebuie să plătim pentru a trăi în societate? Poate ar trebui să renunțăm la așteptarea de a atinge fericirea? Dacă dorim să aflăm răspuns la aceste întrebări și la multe altele, trebuie să apelăm la Freud. În această carte este expusă gândirea părintelui psihanalizei, încercând să pune în evidență tocmai acele idei pe care marea tradiție filosofică occidentală și-a propus să le treacă sub tăcere. Manuel Cruz, profesor universitar de filosofie cam așa arată coperta patra. Aceasta a fost 30 de lei. Doar primul volum a costat 9,99 lei, mă rog, 10 lei. Următoarele au fost 30 de lei și am mai văzut unul la 9,99 lei, dar nu știu sigur dacă, dacă, era, pentru că nu mi l-am cumpărat. S-ar putea să fie, nu știu. M o să revin cu amănunte atunci când va, când va fi cazul. Așa, deschidem. Avem prima pagină, numele lui călătorie în adâncurile eului, Marc Pepiol Marti. Bun, și din cumprins avem așa, Sigmund Freud, explorator îndrăzneț al inconștientului, context, viață și operă, drumul spre psihanaliză, criza rațiunii, o interpretare a culturii și o concluzie. Bineînțeles că în fiecare capitol avem și subcapitole. Dacă spicuim așa, Viena, un scenariu problematic, viața lui Sigmund Freud, Freud și cocaina, corespondența intimă a lui Sigmund Freud, Freud și gestapoul. formă scrierile, nu știu ce primi pași, isteria ca psihopatologie, uh, hipnoză, ceva interpretarea viselor, bineînțeles, Freud, interpretul viselor, uh, modelul psihanalitic, al treilea și ultimul afront la narcisismul uman, structura psihicului, sexualitate și libido, complexul lui Oedip, viața în societate, Religia despre ateismul lui Freud, arta, uite surusul Giocondei, psihanaliza după Freud, în concluzie. În deschiderea volumului avem aici un citat din Sigmund Freud, Problema analizei la nemedici: Fiecare știe că are în el lucruri pe care le preferă sau pe care, fără doar și poate, a decis să nu le spună altora. Și mai are vagul indiciu. Că mai sunt și alte lucruri pe care nu ar vrea să le mărturizească nici sieși, pe care le ascundem de noi înșine și pe care le expediem repede alungându-le când, în ciuda orice, ni se înfățișează minții. Sigmund Freud, cum spuneam, explorator îndrăzneț al inconștientului. Astăzi ar fi foarte greu să găsești pe cineva care să nu fie auzit vorbind se despre Sigmund Freud. Pe de altă parte, știți cum e, doar să auzi despre un om, dar să nu știi absolut nimic despre ce a scris și... Nu e ciudat, nu e. Adică, măcar, uite, și așa cum am mai spus, probabil dacă ați văzut celelalte episoade, s-ar putea să mă repet din multe puncte de vedere, dar cam asta este ideea seriei acesteia: să ne aducă principalele lucruri. Pe care ar trebui să le cunoaștem, fie că suntem cumva atrași de filozofie, fie că, fie că nu suntem și pur și simplu vrem să avem o cultură generală bogată. Pentru că dacă după secole încă vorbim despre acești oameni, înseamnă că ei au rămas în istorie cu anume lucruri pe care trebuie să le cunoaștem. Măcar așa, pe aici, pe acolo, în linii mari. Adică mă gândesc că din cele vreo 40 de volume din descoperă filozofia, nu o să. Ajungem să le reținem pe toate, dar structurate așa cum sunt aceste volume avute la îndemână undeva în bibliotecă și apropo chiar arată foarte frumos pentru că toate sunt colorate, diferit colorate și avându-le la îndemână, cum spuneam, putem să le răsfoim. Băi, dar stai puțin că am auzit eu despre Freud, că nu știu ce, Ia, că mai țineam o minte de ceva despre uh, de complexul lui Oedip și ia să vedem ce mai zicea, că uite, sau bine, acum știi cu era Google este foarte simplu să cauți, ți -e mai simplu să cauți în telefon sau să deschizi telefonul și o pagină de Google decât să cauți prin bibliotecă. Dar cumva dacă ai plăcerea cititului, cred că o să o să-ți placă toată această experiență, toată această călătorie de descoperire a acestui uh, psihanalist. Ia să vedem noi ce mai avem pe aici. Viața lui Sigmund Freud. Multe dintre fotografiile rămase de la Freud ne înfățișează un bărbat cu barbă deasă, în general căruntă, și cu ochi pătrunzători, de multe ori încadrați de ochelari rotunzi. Aproape întotdeauna îl vedem cu fața încruntată. Această portare severă ne-ar putea duce cu gândul la un intelectual arrogant, înfumurat și dogmatic. Nimic mai departe de realitate. Sigmund Freud era o persoană amabilă, neafectată și deloc îngânfată. Din contră, foarte adesea spunea că nu prea e dotat cu capacități intelectuale. Este Sună cam ca descrierea mea făcută acestui desen, deci cumva încă un plus. <laughs> pentru realizatorul desenului. Aceasta este una dintre fotografiile cu Freud. Freud era un fumător înveterat, și această metahană a fost probabil cauza cancerului care i-a scurtat viața. Înconjurat de apropiați, Freud se arăta întotdeauna jovial și își etala simțul umorului. Sigur că în apărarea ideilor lui era tenace, chiar încăpățânat, dar în niciun caz dogmatic sau intransigent. De aceea, firea lui tolerantă și marea lui dragoste de adevăr l-au făcut să fie îndrăgit de prieteni și de mulți dintre colaboratorii lui. Autorul nostru s-a născut pe 6 mai 1856 la Freiberg, un orășel preponderent catolic situat la circa 200 de km nord-est de Viena. Era primul copil dintre cei șapte copii rezultați din căsătoria lui Jacob Freud și a Amaliei Nathanson, probabil. În general am <laughs> problema asta cu numele Iacov Negustor de lână era cu aproape 20 de ani mai în vârstă decât Amalia, iar aceasta era a doua lui căsătorie. Cu trei înainte rămăsese văduv cu doi copii de îngrijit. Sigmund, care a moștenit și numele evreiesc al bunicului său, a avut întotdeauna un raport strâns și special cu mama sa, care era sigură și repeta adesea că avea să devină celebru. În ce privește tatăl, nu era un părinte clasic al epocii sale, dogmatic și autoritar, ci exact contrariul. Primii ani s-au mutat din Freiberg în Viena, primii ani ai lui Freud la Viena nu au fost ușori. Băiatul avea totuși un caracter bun și era foarte studios, iar cu timpul a ajuns un elev strălucit care excelea mai ales în domeniul limbilor străine. Curios este că atunci când a trebuit să-și aleagă cariera, Freud nu a arătat cine știe ce predilecție pentru medicină, ba chiar și-a manifestat de mai multe ori reticența față de perspectiva de a ajunge medic. Vocația lui pe atunci era să cerceteze misterele omului și ale naturii, o înclinație de ordin filozofic care l-a însoțit pe parcursul întregii vieți. Cu toate acestea, Freud a intrat la Facultatea de Medicină a Universității din Viena în 1873. Avem aici, că tot am amintit din cuprins, Freud și cocaina. E de mirare să descoperim că în vremea aceea Freud a experimentat posibilele beneficii terapeutice ale cocainei și credea că succesul și faima omului de știință aveau să vină în final datorită acestor contribuții. Freud a testat pe propria ei piele faptul că administrat în doze mici cocaina îi îmbunătățea mult starea de spirit și s-a grăbit să o prescrie unor pacienți și prieteni. Freud a ajuns până acolo încât a, a tratat cazul de dependență de morfină a unui bun prieten cu cocaina pe care o credea absolut nedăunătoare. Era firește o substanță destul de, de puțin cunoscută și încă nu se știau cazuri de dependență. Totuși, puțin câte puțin, chipul devastator al cocainei a ieșit la iveală și optimismul lui grăbit i-a adus numeroase reproșuri din partea comunității științifice vieneze. Avem aici și parte de corespondență intimă a lui Sigmund Freud. Avem și o imagine de la Congresul Internațional de Psihanaliză din 1911. A șasea și ultima fică a lui Sigmund Freud și a Martei Ana Freud a adus contribuții importante psihanalizei, mai ales în domeniul psihologiei infantile. Cu trei ani înainte de moartea tatălui ei, Ana și-a publicat cea mai importantă lucrare, Eul și mecanismele de apărare. Aceasta este foarte interesant. Cel puțin pe partea de de imagini chiar stau foarte, foarte bine. Dacă în rest puteți afla și de pe internet, bănuiesc că și pozele cumva le puteți fora, dar să le aveți așa la îndemână... Mm -hmm de la hipnoză la asociere liberă, așa, interpretarea viselor. De fapt, curiozitatea lui Freud față de lumea onirică a apăruse cu puțin timp înainte datorită ședințelor de terapie cu pacienții lui Freud. Era absolut convins că se putea da o semnificație logică simptomelor doar în aparență stranii ale pacienților nevrotici, intuind că în ultimă analiză Totul trebuia să asculte de oarecare rațiune. Ei bine, curios e faptul că în ședințele de terapie mulți dintre pacienții lui includeau unele vise, ca și cum ar fi fost vorba despre simptome ulterioare ale bolii. În consecință, Freud a înțeles necesitatea de a le interpreta cu rigoare. Foarte curând, ceea ce părea doar o frântură dintr-o ghicitoare absurdă s-a dovedit a fi calea regală de acces la inconștientul întunecat. Freud a ajuns la concluzia că toate visele erau realizări mascate ale unor dorințe inconștiente și la fel erau și coșmarurile, chiar dacă la acestea din urmă satisfacția dorinței era complet disimulată. Astfel, de exemplu, visând moartea cuiva la care ții, nu însemna neapărat că îi dorești moartea. Această persoană sau faptul morții în sine nu era altceva decât un simbol căruia era necesar să-i descifrezi semnificația. Autorul nostru a afirmat că trebuie să faci diferența între două tipuri de semnificații în vise. Un conținut manifest, adică ansamblul de imagini, scene, ori persoane pe care ni le amintim cu toții mai mult sau mai puțin când ne trezim și care în cele mai multe cazuri se referă la evenimente trăite în ziua anterioară și un conținut latent, adică de dorințele adevărate care nu se manifestă direct, ci prin intermediul imaginilor care le maschează și le ascund. Avem din nou o parte pe fundal gri, Freud, interpretul viselor, acestea sunt un fel de pastile foarte condensate ale unor idei Ideea de pe această pagină este Freud, interpretul viselor Și avem aici cu Freud nu împărtășea deloc credințele religioase sau mistice, antice, o lume pe care el o considera o simplă iluzie etică. Avem un model psihanalitic O altă teză dintre cele de bază și practic fondatoare a psihologiei freudiene a fost insistența pe importanța sexualității în viața bărbatului și a femei. În ultimă instanță, aproape totul se putea reduce la sex. Nu degeaba, Freud este deseori acuzat de pansexualism. Și avem aici o notă de subsol, pansexualism, teorie care reduce toate variabilele explicative ale unei realități la conținuturi cu caracter sexual. Ceva despre narcisism. Și avem... În subcapitolul al treilea și ultimul afront la narcisismul uman Îl avem pe Narcis, tablou atribuit lui Caravaggio Bun. Criza rațiunii O să trec așa doar în mare, cum am făcut și cu celelalte Doar răsfoim și doar trecem în revistă hmm, Uite o schemă foarte, foarte interesantă Sper să se vadă, avem aici conștientul, avem aici preconștientul, deci ăștia suntem noi, da, avem conștient, preconștient și avem un inconștient Avem un supraeu, un eu și un S care înseamnă ce Ok, am găsit a doua instanță psihică a acestei a doua topici este eul sau egoul. Trebuie să ținem cont că acest eu nu există la naștere. Nou născutul este în totalitate S, adică un tot insațiabil de impulsuri erotice și tanatice în căutarea unei satisfacții cât mai imediate. Suntem noi bebeluși, da? un, un S, adică nou născut, în căutarea unei satisfacții cât mai imediate. În preconștient suntem doar noi cumva și bineînțeles vârful icebergului aizbe este acest conștient, dar conștientul se folosește, bineînțeles, și de fapt noi ca oameni suntem întregi cu totul, cu părți dinamice cu caracter conștient și inconștient. Și plecând de la aceasta și de la supraeu și de la partea asta de conștient, preconștient și inconștient există foarte multe teorii, idei. Îl avem și pe Jung în 1913, când termină cu freudismul și își continuă singur cercetările. Interesele lui Jung erau mult mai spirituale decât cele ale lui Freud, materialist rigid. Psihiatrul elvețian era fascinat de lumea religiilor, de tradițiile mitologice și de misticism în general. Prin cercetările lui, Jung a postulat existența unui inconștient colectiv în psihicul omenesc, un substrat comun de natură suprapersonală și cu caracter ereditar. Acolo s-ar afla o serie de arhetipuri sau de figuri simbolice universale care s-ar exprima în vis sau în marile tradiții ale spiritului omenirii. Îl avem aici și pe Jung. Am deja vuri vu din facultate, prima facultate mai exact, pentru că înainte de jurnalism am făcut psihopedagogie la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Acolo învățam mai ales la partea de fundamente în primul an, când făceam fundamentele psihologiei și apoi mai departe și în anul 2. Aveam tot felul de materii care se legau, bineînțeles, pentru că na, dacă faci psihopedagogie, faci ceva din psihologie și ceva din pedagogie pentru a fi pregătit pentru, mai ales pentru învățământul special. Avem ceva și despre religie, despre ateismul lui Freud. Avem tot felul de scheme aici, tot felul de, dar schemele pot fi, bineînțeles, înțelese așa la o primă vedere, dar aprofundate după ce parcurgem și întregul text. Avem și o fotografie foarte interesantă aici, credincioși în rugăciune în fața zidului plângerii, zidul de vest din Ierusalim. Deși Freud se simțea foarte departe de latura religioasă, a nutrit întotdeauna un mare sentiment de apartenență la poporul său, celevreiesc, și considera religiile foarte importante ca obiect de interes științific. Avem și ceva uh, despre artă, despre surusul Giocondei. Pentru Freud, Gioconda era o expresie plastică a relației ambigue pe care o avea Leonardo cu mama sa. Bineînțeles. <laughs> Avem și o concluzie pe care o veți descoperi singur dacă ajungeți să cumpărați volumul acesta. Avem și operele principale ca să le trecem așa și pe ele în revistă. Interpretarea viselor în 1900, Psihopatologia vieții cotidiene în 1901, Totem și Tabu în 1913, deci 12 ani mai târziu. Introducere în psihanaliză, problema analizei la nemedici și angoasă în civilizație. Hmm. Interesant titlu. Și avem și o cronologie foarte, foarte ok. Așa, pac, pac, țac, pac. Cu anul și ce face. Știi? Adică e foarte... Așa, pur și simplu, se naște. Apoi în... s-a născut în 1856. În 1859, dar vin public originea speciilor și tot așa, se constituie al doilea, nu știu ce, Uh, intră la facultatea de medicină în 1873 uh, Studiază la Paris, se căsătorește cu Marta Bernay uh, Freud și Breuer publică studii despre isterie Se publică în 1900 interpretarea viselor, cum ziceam, și tot așa Avem uh, și istorie, gândire și cultură uh, În paralel cu viața și opera lui Freud Și în coloana uh, asta din dreapta Avem de exemplu, în 1929 se prăbușește bursa din Statele Unite și apoi, în 1937, Germania anexează Austria. Și tot așa. Și, bineînțeles, niște pagini cu indice de nume și de concepte. Cam aceasta a fost călătoria în lumea lui Freud, o călătorie în adâncurile Eului. Sper că v-a plăcut prezentarea mea. Dacă încă nu ați vizionat celelalte trei episoade din Descoperă Filosofia de pe canalul meu, vă invit să o faceți ca să-i descoperiți pe Platon, pe Nietzsche și pe Kant. Astăzi a fost vorba despre Sigmund Freud. Data viitoare, cu siguranță, va fi vorba despre o altă mare personalitate din filozofie, din din uh, psihologie, poate, dar vom vedea la momentul oportun. Vă reamintesc, dacă nu ați dat încă subscribe, uh, vă invit să o faceți uh, ca să rămâneți la curent cu tot ceea ce mai postez eu pe aici. Ne vedem uh, data viitoare. Până atunci, nu uitați, rămâneți frumoși, frumoase și la trup, dar mai ales la suflet. V-am pupat! Pa!